Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Adrian Isepciuc, primarul comunei Pătrăuți. Domnule primar, revenim la investiții. Am rămas la școli, la grădinițe. Colegi de-ai mei care se deplasează mai des în comuna Pătrăuți mi-au explicat că e un șantier întreg, toată comuna. Dacă vreți să detaliați. Dacă să terminăm cu partea de educație. La partea de educație, cum vă spuneam, au fost două proiecte prinse și finanțate de către Programul Național de Dezvoltare Locală privind modernizarea școlii și modernizarea unei grădinițe. Tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală s-a finalizat o investiție și anume modernizarea dispensarului comunal, dispensarul uman comunal. Da. Bineînțeles, astăzi toți cei care merg la dispensar ajung într-un mediu frumos, plăcut. Bine, putem risca, da? Spunem, european aproape, da? European, da, da? Așa e, european. Da. Da, cu toate condițiile. Fac precizarea că toate instituțiile din Comuna Pătrăuți sunt racordate la rețeaua de gaz. Gaz metan și funcționează super bine. Mm-hmm. Până în vedere că e și un confort sporit. Absolut. E mai curat, nu? Da, da. Ca și investiții, anul acesta, ceea ce mi-am propus în acest mandat și sper să mă țin de cuvânt așa în dreptul meu și practic să... Bine, asta nu depinde numai de dumneavoastră, că trebuie colaborare cu constructorul, cu etapele, cu licitații și așa mai departe. Adică sunt niște proceduri care cer de multe ori și timp. Da, e adevărat că sunt și procedurile de licitație care durează undeva aproape la jumătate de an fără contestații. Dacă apar contestații, se dublează, cred că, timpul. Da. Dar așteptările locuitorilor Comunei Pătrăuți este infrastructura rutieră. Și ceea ce mi-am propus ca anul acesta și în următorii ani, până în 2024, să încercăm să asfaltăm și să modernizăm drumurile comunale. La ora actuală, cred că sunt undeva 5 km de asfalt, de drumuri modernizate. Toți acești kilometri sunt făcuți doar din buget local. Buget local. Doar buget local. Numai anul acesta am finalizat, cred că zilele, ieri alaltă, ieri s-au finalizat cei 2,1 km de modernizare drumuri. Mm-hmm. Care ar fi nevoia până la urma urmei de asfaltat? Rețeaua stradală din Comuna Pătrăuți e undeva la 27 de kilometri, mm-hmm. 30 de kilometri, din care 5 sunt modernizați. Am mai modernizat anul ăsta 2 kilometri. Din acești 2 kilometri, 1 kilometru este undeva în zona industrială a Comunei Pătrăuți. Mm-hmm. Și aș vrea să spun chestiunea aceasta, că sunt acuzat că în sat, în localitate, am asfaltat tot un kilometru, foarte puțin, da. Și am asfaltat undeva așa în zona industrială a comunei. Dacă nu creiem facilitatea ca agentul economic... Cât se poate, cât permite legea. Da, da, bineînțeles. Pe strada unde am văzut că e potențial de dezvoltare a agenților economici și a zonei industriale, am dus toate utilitățile. Apă, canalizare și gaz. Și anul acesta am și modernizat. Un agent economic mi-a spus foarte clar. Spuneți dumneavoastră zona industrială. Efectiv, ce se face acolo în această... Sunt agenți economici care își desfășoară activitate. Da. Da? De fie de transport. Transport, depozite de... Material de construcție. Nu de material de construcții, de alimente. A. De alimente, depozit de semințuri și îngrășăminte. Așa, de un... ceva de prelucrare a marmurei, este reprezentanța Volvo în zonă și un agent economic, bineînțeles, care este axat pe transport intern și internațional, mi-a spus foarte clar, dacă modernizez drumul, îmi mut sediul de la Rădăuți cu toate cele 40 de camioane pe Pătrăuți. Taxe și impozite. Clar. Știți ce? Noi, mulți dintre noi, văd
dezvoltarea aceasta pe termen scurt. Măi, astăzi să beneficiez. Uh-huh. Ok. Dar nu beneficiez astăzi, dar mâine vor beneficia mult mai mulți, nu numai eu. Da. Eu încerc ca, creind facilități de, pe acel tronson de drum și în acea zonă unde agenții economici se pot desfășura activitatea și e un potențial foarte, foarte mare de a atrage practic fel de fel de agenți care să-și desfășoare activitatea și, bineînțeles, colectând taxe și impozite mult mai mari. Mai ales că e aproape de municipiul Reșelnița, exact, de județ comunal. Adică... tot legat de chestiunea aceasta, în jurul Sucevei, Șcheia vedem că e plină. Da. Da? Moara. Ipoteștiu, plin. Ipoteștiu. Moara, dar... mai e loc. Da. Partea aceasta, am văzut că Mitocul e departe, Pătrăuțul, e lângă zona, e lângă zona, lângă drumul național de european. Legătură. Da. Centura Ocolitoare. Da? E drum național. Autostrada va trece tot prin zona drumului ocolitor, al drumului de centură al Sucevei. E un potențial de dezvoltare. Da? Și, trebuie speculat acum. Clar, asfaltând acel drum, sunt sigur că începând de mâine, poi mâine, bineînțeles, facem publicitate la acel drum da? Și la acea zonă care are un potențial foarte mare de dezvoltare. Având agenții economici, având industrie, colectând taxe și impozite, putem să ne gospodărim mult, mult, mult mai bine la nivel de local, la nivel local, prin bugetul comunei, da? Și să facem lucruri bune și plăcute și frumoase în comună, în ceea ce privește, în principal, modernizarea drumurilor comunale. Asta e durerea cea mai mare. Da. Tot anul acesta am mai modernizat tot două tronsoane de drum în comună, undeva la 550 de metri fiecare tronson, totalizând, cum vă spuneam, 2,1 km, toți banii din bugetul local. Mm. Dar vreau să vă spun că alte lucrări de o anvergură mai mare nu am făcut. Mm-hmm. Pentru că am zis, măi, ne canalizăm pe drumuri. Da. Apă avem, canalizare avem, deci rețea de gaz avem, da? Acum asfaltăm. Da. Da. Am mai făcut tot anul acesta, tot așa, cumpărând materiale și cu beneficiari de ajutor social, am făcut două parcuri, da? Și spații de joacă pentru cei mici. Da. Mai avem materiale și pentru un al treilea parc, care urmează a fi făcut în zona de romi, în cartierul nou de romi. Mm. Bineînțeles că urmează să-l facem și acesta, nu știm că îl mai facem anul ăsta, dar ceea ce nu prea cred, dar anul viitor îl vom amenaja. Ca și lucrări și care vor fi în perioada imediat următoare, avem depus undeva de prin 2017 pe Compania Națională de Investiții o sală de sport. Înseamnă că aveți populație tânără în comună. Deci asta avem în școala undeva la 900 de elevi, dar în școală și grădinițe sunt undeva la 900 de elevi. Avem depus și după atâția ani, la ora actuală, este în achiziție publică, proiectare tehnică și execuție. Sperăm ca până la jumătatea anului viitor să se închidă toată procedura de achiziție publică. Da, pentru și că apoi... tocmai am vorbit despre aceste proceduri care... Și apoi să fie construită și acea sală de sport cu 102 locuri în tribune. În tribune. O sală foarte frumoasă de sport. Bineînțeles, doritori, tineretul din comună, toată ziua bate mingea și e un lucru bun. Da, peste drum, la Todirești, iată, sală de sport accesată, căutată. Da. Chiar și noi mergem din Pătrăuț la Todirești și bate mingea. Da, da, important. Pe agenda, ce mai are de acum pe agenda dumneavoastră? Tot pe partea de infrastructură rutieră avem depus pe programul Angel Saligny. Ce... O să continuăm. Ce părere aveți despre aceste proiecte? Pentru că în București aceste proiecte au ajuns subiect de dispută politică, ca să spunem. Ba, PNDL-ul, nu știu cum, BAS, Angel Saligny fură tunuri pentru primari, parcă nu s-ar duce proiectele, banii parcă nu s-ar duce în comunități, PNRR se discută atâta. Asta afectează munca unui primar. Disputele astea afectează. Eu nu știu de ce tot s-a vehiculat chestiunea aceasta că
programele acestea guvernamentale, da, sunt niște bani pentru clientela politică. Nu știu de ce. Pentru că în mandatul trecut, bineînțeles, fiind din Partidul Social Democrat, zicem că am prins 4 proiecte, că am fost pe culoare. Da. Dar am colegi care au fost din altă culoare. Păi nu, avem un exemplu. Au accesat și ei foarte multe proiecte. Da, au deci, Câmpul Lungu, de asemenea, da, Vatra Dornei, da, primari liberali. Exact. Da, au, în mandatul trecut au accesat proiecte importante, de 10-15 milioane de euro. Da. Total. Așa e. Nu asta era ideea. Adică chestiunea... se vede repede că, domne, e ceva pentru un furtișac, pentru primar, pentru da, partid. La ora actuală, da, vin Comuna Pătrăuți, dispensarul era praf. E un dispensar modern. Da? Da. Un alt. Grădinița, practic, era din lemn, cârpic, da, 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 și atât. Astăzi e o grădiniță modernă. Da? Da. Școala reabilitată și modernizată. Intri în Școala Pătrăuți, zici că intri într-o școală europeană. Da? Da. Pe așa. După care, rețea de canalizare pe 18 km și stații de epurare. Băi, aici sunt bani. Da. Păi, hai să ne apucăm noi să facem o rețea de canalizare în curte. Păi ne trebuie un salar. Da. Da? Să facem la nivel de comună foarte mari costurile. Și nu văd chestiunea asta că ar fi tunuri. Sau... Bineînțeles, poate au fost undeva. Da? Da. Dar știți cum acum nici pădurii fără uscături nu e. Poate au fost, da, poate. Dar poate au fost nu trebuie să generalizăm chestiunile astea. Dar de obicei, cei favorizați de fapt sunt cei care sunt insistenți. Ca să spunem așa. Da? Da. Până la urma urmei. Și cum vă spuneam, legat de infrastructura rutieră, am depus pe acest PNDL 3, denumit da, Angel Saligny, drumuri. Da. O condiție acolo era ca toate străzile care urmează a fi modernizate trebuie să fie pe ele. Apă, canalizare. Da, condiții. Da. Noi avem și gaz. Și gaz. Deci, am depus un proiect undeva la 8 km. Asta ca să nu se intervină da, 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 ulterior. Și sperăm și tragem nădejde că, așa spune acolo în ghid, minim un proiect pe fiecare OAT. Minim. Minim. Eu am noi am depus un proiect. Practic, ar mai fi fost și altceva, dar pe infrastructura rutieră e o problemă destul de acută și vrem să rezolvăm această chestiune. Tot ca și investiții, ceea ce ne propunem, odată modernizate drumurile, vrem să venim să intervenim în la dispariția șanțurilor care sunt la ora actuală și transformarea lor din șanțuri în canale de preluare a apelor pluviale, iar peste aceste canale de ape pluviale, de colectare a apelor pluviale, să venim cu trotuare, da? Cu da, piste pietonale și piste pentru biciclete, role da, și altele. E drept, la ora actuală, multe proiecte am văzut șanțurile acelea betonate imense. Da. Nu le văd utilitatea, dar sunt. Da, legislația spune foarte clar, în zone cu pante mari e nevoie ca să se betoneze acel șanț din cauza eroziunii da, da, apei. Da. Da? Dar să betonezi 4, 5, 6 km de șanțuri da, da, pe un teren plat, e un teren acolo mort, practic. Da, da, da? Da. Colectează primăvara ape pluviale în sezoane ploioase sau spre toamnă, da, da, dar în cea mai mare în cel mai mare timp da, practic sunt inutile. Mm-hmm. Da? Și am și cred adică că vom reuși să rezolvăm problema. Da, cheltuială. Da, sunt cheltuieli mari. Da. Cheltuieli mari cu da, aceste rigole. Da. Da, la prima vedere sunt foarte frumoase, da, un aspect frumos, îngrijit, da, îngrijit dar da, având în vedere că în perioada următoare fiecare localitate va ajunge să construiască și acele piste de piste pietonale. Da, da? Da, da. Și bineînțeles ce fac? Acum distrug ceea ce am făcut acolo, sunt bani cheltuiți, bineînțeles da, și manoperă și material da, da, în betonarea da, acelor șanțuri. Și cred că prin chestiunea aceasta vom ridica nivelul de trai, normalitatea mai bine zis în Comuna Pătrăuți. Și
trag nădejde că în mandatul acesta vom rezolva și problema cu modernizarea drumurilor și aleile pietonale. Mm-hmm. Avem făcut un proiect să pavăm, să facem un trotuar undeva la vreo 500 de metri, mm-hmm. dar sunt niște costuri enorme. Ajungem undeva la 100 de mii de euro. Da? 100 de mii de euro fără TVA. Da. Și m-am gândit așa, discutând cu colegii, discutând cu Consiliul Local, mai degrabă am face, modernizăm 500 de metri de drum, că tot cu 100 de mii de euro facem. Modernizăm 500 de metri de drum cu asfalt și mai facem o bretea sau un inel în comună ca drum modernizat. Urmând ca în perioada următoare să creăm și astfel de condiții de a merge relaxat pe marginea străzii, în plimbare, da, pe alei pietonale. Da. Domnule primar, în precedentele părți ale emisiunii, chiar dacă nu mă înșel, în prima parte a emisiunii, ați spus că ați văzut, de la, ca și un cetățean firesc, de la distanță, că există un decalaj de 8 ani. Da. Între Comuna Pătrăuți și alte comune. Da, mă rog, nu menționăm. Poate chiar Dărmănești, poate Bosanci, Potești. Cât ați recuperat în acest mandat, prim mandat, da, în 2016-2020 și cu acesta în 5? Pentru că adică nu, bănuiesc că nu v-ați propus să recuperați 8 ani în tot 8 ani. Azi că doriți un termen mai redus. Eu cred că decalajele acestea sunt recuperate, cred că undeva în procent de 80%. Da. De ce spun lucrul acesta? Localități învecinate, da, au modernizate drumurile într-o proporție foarte mare. Da. Noi nu avem, dar pe partea de utilități. Utilități aici, da. Noi avem undeva 85-90% rezolvată problema utilităților în comună. Vorbim de canalizare, apă, exact, gaz. Ceea ce comunele limitrofe încă nu au finalizat în proporție de 80-90% chestiunea utilităților. Eu zic că și cu mandatul acesta și cu ajutorul bunului Dumnezeu, poate vom și depăși unele localități din județ care asta erau fruntașe. Asta e ambiția dumneavoastră, da? Știți cum e, până la urma urmei, da, e o ambiție, dar e constructiv, până la urma urmei vrem și noi să trăim normal, da, într-o normalitate, da, vrem să avem și noi apă la robinet, vrem să avem și noi să o evacuare și să ducă în stația de epurare fără a fi poluare prin toate șanțurile, da, și prin corect, toate, așa zis, gârlele și toate ravenele, da, da, vrem să circulăm și noi pe un drum modernizat, vrem să avem și noi acces la un sistem medical într-o clădire, să intri când mergi să ceri un consult, să fii într-o clădire bine primitoare, la școală când merg copiii, da, să meargă într-un mediu curat și într-un mediu în care să se poată desfășura activitatea în condiții optime. Deci chestiunile acestea uneori nu ni se pare ceva wow, dar nu, sunt lucruri normale. Da. Care fiecare dintre noi vrea, băi, să beneficieze și de lucrurile acestea. Da. Domnule primar, adică nu vă fac invitația să vă plângeți acum. Comuna Pătrăuți, în comparație cu alte comune, deci localități rurale, e mai greu de condus? Mai dificil? Având în vedere și de unde s-a pornit. Acum, iarăși, nu e o invitație ca să vă plângeți. Până la urmă, degeaba o faceți. Până la urmă, v-ați angajat. Noi ne-am asumat. Da. Da, mi-am asumat și eu și colegii mei. Și sunteți mulțumiți și de echipă acum? Da, da, da. Deci, vreau să zic, în acest mandat, parcă e un alt personal la nivel de primărie. Sunt alți oameni. E armonie maximă, ne putem desfășura activitatea bine, în armonie și fără mult tam-tam. Da. E bine. Și din partea Consiliului Local avem înțelegere și susținere pentru toate lucrările care le facem în comună.
Comparativ cu alte localități, cred că activitatea la nivel de Comuna Pătrăuț în ceea ce privește compartimentul asistență socială e un pic mai mult de lucru. Știți cum e în momentul în care ai beneficiari de ajutor social 50-100, ai 50-100 de dosare, în momentul în care ai 400 de dosare, e alt volum de lucru. Da? Mai nou acum a apărut și această lege cu a consumatorului vulnerabil, da, și trebuia să faci documente. Da. Deci vreau să zic că cei trei colegi de-ai noștri de la asistență socială au avut zi lumină de lucru. Da, de lucru, pentru că 22 s-a închis perioada de punere a documentelor. Deci oamenii și-au făcut treaba și toată lumea e mulțumită. Deci din acest punct de vedere e un volum de dar per total așa, nu avem ce să ne plângem, că până la urma urmei trebuie să facem ceva, da? Da, trebuie să facem ceva. Păi, acesta a fost resortul, nu? Pentru care v-ați încăpățânat, ca să spun așa, să achesați, să obțineți această funcție. Care sunt principalele învățăminte din primul mandat pe care le puneți în practică acum în acest mandat? Sau toate au mers așa, firesc, luate din mers? Știți cum, în primul mandat am fost un pic herupist. M-am implicat foarte, foarte, foarte mult în tot adică ceea ce privește... înțelepciune, da, ați acumulat, Da. Am vrut să controlez tot ceea ce înseamnă parte de investiții și am controlat-o, da, având în vedere că apa și canalizarea erau țineau de meseria mea. Exact, da. Și am verificat aceste lucrări, pot să zic, îndeaproape. Ceea ce am învățat că câteodată trebuie să ai timp și de tine și de oameni, nu numai stând în birou și cu capul în hârtie. La toate cele patru lucrări pe PNDL, noi nu am avut firmă de consultanță. Deci ați lucrat? Toată consultanța eu am făcut-o. Da. Adică consultanța, așa zis, consultanța. Da. Toate cerere de plată, urmărit lucrările. Deci n-ați apelat la o firmă externă? Nu, dar... pe partea de fonduri europene, avem angajat o firmă. Acolo e un pic mai stufoasă consultanța. Pe cele patru proiecte pe fonduri europene nu am avut angajat un consultant care să ne pregătească documentele pentru cererile de finanțare. Erați obișnuit deja. Așa. Și ce-i drept la patru lucrări, urmărindu-le și făcând toate lucrările acestea, bineînțeles, m-ai ajutat și de colegi. Da. Dar una e să stai să te concentrezi acolo pe lucrări, să fie tot în regulă, și alta e să semnezi numai ceea ce face un consultant. Și am zis că în mandatul acesta nu mai fac și consultanță. Am zis, măi, s-au economisit niște bani. Da, s-au economisit, clar. S-au făcut alte lucrări. Dar știți cum e? La un moment dat obosești. Da. Deci obosești. Și scade și concentrarea. Așa, ca să zic, că în ziua alegerilor, pe 27 septembrie, bineînțeles, mulți din sat, câțiva așa, dar crezând că mă biruiesc, așa mi-au zis și domn primar, ai obosit. Da, eram obosit și presiunile care erau la vremea respectivă asupra mea, au fost multe lucruri, dar au trecut și... Am vorbit tocmai de anul 2020 cu acel incident. Așa, și... uneori obosim și de asta am învățat și cred că în mandatul acesta am să încerc să mai împart lucruri. Da, și dau responsabilități și oamenii să fie responsabili și să-și facă treaba cu bucurie și cu responsabilitate. 30 secunde, maxim un minut, ca proiecție pentru 2022, ce vă doriți pentru comunitate? În calitate de primar, evident. Îndată trebuie să lucrați la buget. Da, modernizarea infrastructurii rutiere, în primul rând, da? Și crearea
locurilor de agrement, așa cum le spunem, spații de joacă pentru copii și bineînțeles alei pietonale și piste de biciclete. Da. Domnule primar, vă mulțumesc pentru acest dialog. Vă doresc succes. Mulțumesc. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Numai bine!